Doamne, e ziua în care înțelegem cel mai bine cine ești. Un Dumnezeu al dreptății, al sfințeniei, dar și un Dumnezeu al dragostei. Și astăzi am venit să ne închinăm înaintea ta. Te lăudăm pentru că într-o zi ca astăzi ne amintim că te-ai făcut asemenea nouă. Ai luat asupra ta povara păcatului nostru. Ai murit pe cruce plătind păcatul nostru. Și te-ai făcut pentru fiecare dintre noi urzitorul unei mântuiri veșnice. Doamne, am vrea aceste momente să-ți aducă glorie ție. Îți mulțumim că ne-ai acordat har. Îți mulțumesc pentru că harul tău a cuprins și toată viața fratelui Zelan. Mulțumim că harul tău l-a mântuit. Mulțumim că harul tău l-a chemat la slujire. Și mulțumim că în harul tău a slujit. Dar astăzi venim să recunoaștem că tot ce suntem, suntem numai datorită harului tău. Am vrea și astăzi să-ți reverși har peste lucrare. Am vrea să dai har familiei îndoliate. Am vrea să dai har tuturor rudeniilor care îi simt lipsa. Aș vrea să dai astăzi harul tău prin cuvânt fiecăruia care e aici. Și am vrea și astăzi să fie înălțat harul tău, numele tău și gloria ta să se manifeste între noi. În numele și de dragul Domnului Iisus. Amin. Amin.
Köszönjük azt, hogy tervetlen ott volt önök időtől fogva a mi megváltásunk. Az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele erre a földre, az ő keresztvállalása és feltámadása. És szeretnék ezen a mai napon is téged imádni, itt ezen a helyen, kérdetni azt, hogy az élet győzött a halál felett. És kérünk, Urunk, hogy a te jó kegyelmed legyen ezen az isteni szeleten jelenik közöttünk, szólj hozzánk ígéden keresztül, ha tudjuk megérteni a te ígédnek a szavát, az üzenetét. Kérünk, hogy te adj kegyelmet, hogy még közelebb kerüljünk be hozzánk, ezáltal a temetési Istenisztel által is. Hálát adunk, Urunk, testvérünkért is, akik elhívtál, hogy téged kövessen és téged szolgáljon. Hálát adunk a gyümölcsöző életért, és szeretnénk kérni, hogy adj te vigasztaló szavakat azoknak, akik hirdetik a te ígédet, és a te vigasztaló ígéd szentelked által jusson el minden egyes szívhez, ahol a reménységgel és vigasztalással, hogy lesz találkozás, odaállt nála. Kérjünk Istenünk, hogy a te jó kegyelmedből hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ziua de astăzi pentru creștinătate este o zi mare, este Vinerea Mare, în care ne aducem aminte că Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, a luat asupra Lui păcatele noastre, ale tuturor, le-a dus la Golgota, pentru că acolo să aducă ispășire și acolo să păvrească o mântuire veșnică pentru fiecare persoană care va crede în El. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această jertfă și în numele Domnului suntem și în această zi, în locul acesta, suntem în locul acesta și cu acest eveniment al faptului că Domnul l-a chemat acasă pe fratele păstor Daniel Zolan. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Andolian. Amen. Vă mulțumim tuturor care ați venit în ziua de astăzi să fiți alături de această familie și ne rugăm ca Dumnezeu să vă răsplătească. Ați venit din diferite părți, din diferite localități, ați făcut un efort mare și ne rugăm ca prezența Domnului să mânghie familia îndoliată, toate rudenile care rămân în urma fratelui păstor. Mulțumim fraților slujitori care au venit din partea Convenției Maghiare, din comunitatea Baptistă de Oradea, din alte comunități, din alte orașe. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Pentru început aș vrea să ascultăm un mesaj din partea Domnului, prin fratele păstor, Alin Faur, care este vicepreședintele Comunității Baptiste de Oradea, și apoi fratele păstor Sfânt Șandor va avea un mesaj pentru noi în limba maghiară, președintele Comunității de Bihor a Bisericilor Baptiste Maghiare. Dragă familie, îndoliată, numele Comunității Baptiste Oradea, aș vrea să vă transmit în gândurile noastre de dragoste, de apreciere față de slujirea Tatălui Păstor și ne rugăm ca Dumnezeul care Sfânta Scriptură ne descoperă ca fiind Dumnezeul care ne să vă întărească inimile. Dar suntem într-o zi mare a creștinătății în Vinerea Mare, ziua în care ne aducem aminte de patrimile Mântuitorului, de moartea sa, dar ziua de vineri ne deschide perspectiva asupra ceea ce urmează. Creștinismul nu înseamnă doar ziua de vineri. Creștinismul înseamnă și ziua de duminică. Și Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 6, spune următorul adevăr. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fi robie păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Dacă am murit împreună cu Hristos, a fost o zi în viața fratelui Daniel când a murit împreună cu Domnul Iisus, crezând în El, pocăindu-se, alegând să-L urmeze cu credincioșie toată viața, pentru restul vieții. L-a slujit, l-a iubit, i-a fost credincios până la capăt. Iar cel care a murit și a înviat,
ne promite că într-o zi și noi vom învia până cu El. Fratele Daniel n-a murit, fratele Daniel a adormit. Și într-o zi, când Hristos Domnul se va întoarce să ne ducă în slavă, trupurile vor fi înviate. El a ajuns acasă, este în odihnă. Trupul lui va fi depus în țărâna Pământului, dar într-o zi trupul va învia. Îl slăvim pe Domnul pentru biruința lui asupra morții, care este garanția propriei noastre biruințe. Da, este o zi de cerere, este o zi a plângerii, este o zi a lacrimilor, în special pentru familia lărgită a fratelui Zolan. Dar privim cu nădejde spre ziua de duminică și mai ales spre veșnicie. Noi nu avem un Dumnezeu mort și nu mergem la un mormânt în care este depus un trup. Mormântul este gol, Hristosul nostru este viu și domnește în veci de veci. Aceasta este nădejdea noastră, aceasta este propovăduirea noastră. Și cu această nădejde aș vrea să îndresc familia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin. Amen. Kedves gyászoló család és tisztességgel tevő gyülekezet, megilletődve és szomorúan vettünk tudomást Zalán Dániel testvér elköltözésekor. Vasárnap egy lelkipásztor avatáson vettünk részt többen, viharon, és most pedig egy temetésen kell részt venni. Szeretném biztosítani a kedves családot, hogy mi a Magyar Baptista Közösség nagyon hálásak vagyunk, hogy Zalán testvér magyar gyülekezetekben szolgál, és a testvérek ebben segítették és támogatták. A Jóisten áldjon az a testvéreket vigasztalással és nagyon sok mennyei áldással. Azon kezdtem gondolkodni, amikor készültem erre a szolgálatra, hogy egy lelkipásztornak mit lehetnének az utolsó szavai? Mivel búcsúzna olyan szempontból? Mit mondana azoknak, akik eljönnek hozzá beszélgetni? És eszembe jutott, hogy Pál apostol is volt ilyen helyzetben, megidősödve, testben gyengélkedve, nagyon-nagyon bátorító szavakat mondott másoknak. És szeretném ezeket a szavakat idézni, és ezzel bátorítani a kedves családot és mindnyájunkat. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megharcoltam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megvárt nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Milyen bátorító, hogy az elköltözéskor, az elalváskor egy hívő ember, egy lelkipásztor nem csak saját magáról beszél, vagy az ő bajairól beszél, hanem bizonyosságról beszél. Nem bizonytalan ez az ember a lelki dolgokkal szemben, hanem azt mondja, hogy a nemes harcot megharcolta, a futásomat elvégeztem. És a hitet megtartotta, nem volt benne kérdőjel, nem volt benne bizonytalanság. És így vagyunk meggyőződve, hogy kedves Zalán testvér is így élt ezzel a bizonyossággal, hogy az ő élete az Úr kezében van, és mindnyájan oda kell álljunk Isten színe előtt, és mindnyájunknak kell ez a bizonyosság is. És szeretném kérdezni ezen a temetési Isten tiszteleten, hogy van neked, kedves testvérem, ez a bűn bizonyosság? A hit életben, a lelki életben nem csak egy vallásosság, nem csak külsőségekkel kell telve legyen az életünk, hanem ott kell legyen ez a bizonyosság, hogy én az Úré vagyok, és a jó úton járok, és megyek az Isten országába, a Jóisten adja meg ezt. És ugyanúgy nem csak ez a bizonyosság, hanem a jutalom is. Arra gondolt, testvérünk is erre gondolt, én emlékszem, nem olyan rég tudtam vele telefonon beszélgetni, és erről beszélt az ő vidámságával, az ő jókedélyű állapotával, erről beszélt. És úgy gondolom, hogy egy hívő ember ilyen reménységgel és ilyen optimizmussal néz a jövővel kapcsolatosan, ahogy itt Pál apostol mondja, hogy eltétetett az igazság koronája. Hát a Jóisten segítsen meg mindnyájunkat, hogy ezzel a reménységgel, ezzel a hittel, ezzel a bizonyossággal legyünk, és így kívánom az Úr vigasztalását a gyászoló családnak, különösképpen az Úr áldását mindnyájunk életére. Amen. Amen.
vom asculta o cântare în limba maghiară, cântată de frații noștri din comunitatea maghiară și apoi grupul Corandeo va cânta o cântare împreună cu noi toți pe slava Domnului și apoi vom asculta necrologul, care va fi prezentat de fiica fratelui pastor Daniel Solan. Când vom fi cu mine
fața Lui o vom privi. A cochetat cu ideea preoției, însă Dumnezeu avea ceva mai
mai mult pentru el. Școala primară și liceul le-a absolvit în Oradea, apoi a urmat facultatea de subinginer, tot din Oradea. Primul an pe muncă a fost la prefabricate, unde s-a cunoscut cu viitoarea soție, Angela Ficuț, despre care știa că este pocăită. În 1977, pe 12 noiembrie, cei doi se căsătoresc, devenind astfel părinții mei, fiind singurul copil. Din 1979 până în 1988 lucrează ca proiectant la fabrica Solidaritatea, unde a primit un brevet de inovator. Interesul său în Biblie și în cunoașterea lui Dumnezeu l-a apropiat de biserică, astfel în urma evanghelizărilor ținute la Biserica Baptistă numărul 2 din Oradea, tatăl meu încheie legământ cu Domnul Iisus în apa botezului în data de 5 martie 1980. A avut o pasiune de a sluji, fiind mereu atras de cei marginalizați, de cei abandonați. O descriere mai amplă a misiunii și a lucrării sale din anii 80 este prezentată în prima sa carte publicată în anul 2000, Cronica zilului de bătrâni din Chibiu, cu titlul Doamne, când te-am văzut mai bolnav. După Revoluție, odată cu deschiderea granițelor, tata a îmbrățișat cu bucurie oportunitatea de a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul distinsei Academiei Teologice Baptiste din Budapesta, pe care a absolvit-o în 1994. Întors acasă după încheierea studiilor, a fost ordinat ca pastor în aprilie 1995, ceremonia fiind găzduită la Biserica Baptistă Golgota din Oradea. În perioada 1994-2006, ca pastor, Daniel Zalan a slujit cu dedicare cercul de biserici baptiste maghiare din Sântion, Episcopia, Sădăvagiu și Biserica din Vadul Crișului, o biserică bilingvă, unde a predicat atât în limba română, cât și în limba maghiară. Din anul 2005 a slujit cercul de biserici baptiste maghiare Aleș, Ineu și Uileac, fiind implicat activ și în ridicarea și construirea noii clădiri a bisericii baptiste. Pentru o perioadă de scurtă de timp a păstorit și Biserica Baptistă din Hajdú-Böszörmény, Ungaria și Biserica Baptistă Harul din Oradea, rămânând apropiat de frați și slujindu-o de câte ori a avut ocazia. Fiind o fire introvertită, dar creativă, înclinat spre meditație, în perioada anilor 2000-2018 a publicat 12 cărți de suflet inspirate din trăirile personale, cărți care reflectă luptele sale, dar și trăirea cu Dumnezeu. Odată cu descoperirea cancerului, tatăl meu a dezvoltat o relație cu Dumnezeu la o altă dimensiune și multe din experiențele sale personale sunt descrise în cărțile publicate după anul 2014. Trăsăturile sale de caracter cele mai proeminente care au definit persoana sa au fost cuvântul da, da-ul era da și nu-ul era nu. A fost un om corect și punctual, perseverent și dedicat. Toate aceste trăsături au fost încununate de un acut simț al umorului prin care s-a făcut plăcut tuturor care l-au cunoscut. Ultimele 5 luni ale tatălui meu pot fi descrise ca fiind o perioadă de cantonament cu Dumnezeu, o perioadă de zbucium sufletesc împreună cu tatăl, pentru ca în final să devină diamantul șlefuit, care să ajungă strălucitor în brațele tatălui Dumnezeu. În ultimele clipe ale vieții, când puterile l-au părăsit, a rostit cu încurajare mamei mele versetul din Ioan 14. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Atât mama mea cât și eu suntem împăcate cu decizia lui Dumnezeu de a lua acasă pe tata pe data de 27 aprilie 2021, timp hotărât de Dumnezeu chiar înainte de a se naște. Mă identific cu cuvintele lui Asaf. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Fiți întăriți și încurajați. Amen. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă mângâie inimile îndurerate și Domnul să vă ajute ca să puteți să duceți mai departe această moștenire pe care ați primit-o de la tata. Ascultăm o cântare din partea Păstor pe Ion Pinca, apoi un mesaj din partea Păstor la Ioșu.
Tudoi și apoi fratele păstor Daniel Tan.
Jézus Krisztus örök országa. Amen. Dániel Zalán testvére sok minden összetett bennünket. Az ő családja arról a vidékről való, ahol én felnevelkedtem. A Baróti Dániel családnak volt, ő az egyik tagja, elkerült ide Nagyváradra, és itt élte le az életét. Aztán a teológián is megadatott az nekünk, hogy együtt végezzük el a teológiai éveket, és azt mondhatom el, hogy Zalán testvére egy nagyon jókedélyű ember volt, mindig amikor a tanulás véget ért, átjött hozzám a szobába, és nagyon kellemesen eltársalódtunk vele. Amit megfigyeltem nála, igyekezett arra, hogy amire őt az Úr elhívta, abban megerősült. Elhívta őt az Úr arra, hogy megismerje őt és az ő feltámadásának az erejét. Minden keresztény ember erre hív az Úr. Elhív arra, hogy egyre jobban ismerjük meg. És kedves gyászoló család, nagy fájdalomban tudom a szívetekre. De ebben a helyzetben is nézzetek Jézusra, és erősödjetek meg a ti elhivatásotokban. Mert az Úr ezáltal a helyzet által is akar tanítani. Az ige azt is mondja, hogy amire kiválasztott, abban is erősödjünk meg. Kiválasztott a szolgálatra. Testvérünket is kiválasztotta a szolgálatra. Hogy szolgáljon a magyar nép között és a román testvérek között. Kérdeztük tőle Zalán testvér, hogy lesz a szolgálatod. Azt mondta, hogy én 10 évet szeretnék szolgálni a magyarok között, és 10 évet a román testvérek között. És ő ezt meg is tartotta, buzgón, odaadással szolgált az Úrnak, és az ő kiválasztását, amire az Úr kiválasztotta, betöltötte. Testvéreim, ezen a temetésen szálljuk oda újból magunkat az Úrnak, és amire elhívott, abban buzgolkodjunk, amire kiválasztott, abban legyünk hűségesek, hogy egyszer, amikor eljön a nap, hogy mi is bemenjünk az Isten országába, gazdagon mehessünk be, ne csak úgy valahogy bejussunk, hanem amit az ige mond, dicsőségesen, gazdagon eljutni Isten országába, sok gyümölcsel, sok emberrel a hátunk mögött, aki rajtunk keresztül ismerte meg az Úr Jézus Krisztus. Adja meg az Isten, hogy ez így legyen. Amen. 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 Máte familie Andrujáka. Tým pak, kde se vyčíval tisté volko tady Norádia. Tým kávě, kváte de Daniela Savana, pokud páte. Ší, kváte, jak maska to vjáte, půjde na kapot. Dneska Dumnezeu se vabia bine vluntára, ším soțirea lui, în aceste momente dificile, se vântărească în credință și se vădea bucuria reîntâlnirii cu cel drag, de care astăzi ne despărțim cu toții. De obicei, vinerea mare, cu excepția anului trecut, era o zi în care fratele participa la una din cele două întâlniri ale bisericii. Și ne povestea, și ne vorbea, și ne predica despre Domnul Iisus Hristos și despre patimile sale. Și iată că astăzi, într-o zi de vinere mare, suntem aici ca să împărtășim cu toții din suferința despărțirii de cel care a fost coleg de slujire, prieten, parte din familie, vecin sau cunoștință. Fratele, aș vrea să fie prezent în orice ipostază și de predicator al Cuvântului lui Dumnezeu și de omul care